Recolta scăzută de porumb din acest an afectează direct familiile moldovenilor. Pe lângă impactul asupra creșterii animalelor, lipsa porumbului va afecta și asupra prețului la făina din Mălai. O mămăligă pentru întreaga familie, făcută din aproximativ un kilogram de mălai, costă acum între 12 și 15 lei, cu 30% mai mult față de toamna anului trecut. Datele furnizate de Direcția Agricultură și Alimentație Raionului Căușeni arată că aproape toată suprafața cultivată cu porumb anul acesta a fost compromisă de secetă. Vorbim despre 18.055 de hectare, din care s-au recoltat 17.200 de tone de porumb. Aproximativ o tonă la hectar, spun specialiștii, care afirmă că în 2022 volumul producției a scăzut cu aproape 90% față de 2021. Efectele recoltei se resimt pe rafturile magazinelor, unde prețul făinei de mălai a crescut în ultima perioadă. Avem făină de porumb, așa cum îi spune, că e de la Moara lui Gangan, de la Chișinău o cumpărăm. E într-adevăr până mai încolo în coașe, era mai ieftină. Prețul era 16, 17 și așa au fost chiar 15. Nu, dar muia e mai scump. Cred că pricina e intră și e cu popșoiul nu prea urodit, adică porumbul. Și este de asta împachetată, e tot e de pe la Chișinău. Eu știu, noi o cumpărăm tot, de la metro sau de la o bază de undeva. Tot e scumpșoară. Să zicem că mari vânzări a muia sunt, nu prind, pentru că știți situația. Ruznarile la cumpărători. Căușănenii spun că pregătesc mămăligă săptămânal, iar scumpirea făinei de mălai cu câțiva lei bate ușor la buzunare. Moldovanul e moldovan. Am crescut din mămăligă și trăim cu mămăligă. Nu, dacă nu-i roadă, n-ai de ori lua. Eu, ca agronom, înțeleg lucrurile astea faci foarte bine. Eu, de pildă, ne-am cumpărat încă de covară vreo 3 pachete. Și... Mă gătesc de iarnă. Cam vă două ori pe săptămână fac mălegă. Deși eu și 16, păi scump tărdă, dacă e mâncat de mălegă. Cât dar și trebuie să eu scumpăr, dacă intenția e mică. Cum ni s-a vrat, ne ras midiriu, zic eu, și a mălegă, dar nu știu, zbrânză și dела. Ну, по цене, кто его знает, знаешь. Это уже не нужно спрашивать, как по цене. Я такой, сколько есть, только я денег дал, и все. Ну, конечно, понятно, что подорожание это все. Что ж делаешь, на? Жизнь такая, не мы такие. Unii își macină mălaiul la moară, așa că nu prea cunosc care sunt prețurile. La râșniță era. Țin eu minte, când noi aveam părinții mei, aveau o râșniță. Da, așa mi-a acasă, și mai mărunțică și mai mășcată. De acasă și să iei. Cumperi tot și grăunțele le cumperi la păsări tot și mai ții câte o pasăre acolo. Tot din cumpărată e cam slut. Dar cum facem? Cum nu facem? Dacă avem pâine, nu facem, că în magazin este, de, este de porumb, să facem greu, trebuie să o coși, trebuie să o deci. Mama facem la moară, la o pașă acolo. Făină și cum? Era bună și atunci. Punem păpșoie în cuptor, o scamă, e astea și facem mălicuț și mâncam. Cu brânză, cum era atunci, de oaie, ou prăjit și mai era atunci. De o dată în săptămână, poate că și cum, de două ori pe săptămână facem. Cu pește și merge. Cu moșdei și merge. Da, mâncare tradițional cu facem noi acasă, la părinți, la opași. Valul de scumpire asupra făinei de mălai ar putea însă să apară în iarnă, când s-ar putea crea un deficit de porumb pe piață. Asta e ucrainească. Da, asta e moldovnească. 25. Da, scump. Polenta, da, da, foarte bine. Foarte bine merge. Măliguța, mai ales când o leac strășește, fac o moșdei cu măliguță, foarte bine să scumpăr. Merge foarte bine. Autoritățile nu au anunțat deocamdată care vor fi efectele secetei și a volumului mic de porumb la hectar asupra economiei naționale. Potrivit fermierilor, la moment, un kilogram de porumb este comercializat pe piața internă cu 4,20 lei de bani, iar un kilogram de făină de mălai cu aproximativ 16 lei.